bună, bună și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi dăm startul vlogurilor din Japonia. E prima zi în care ieșim și noi să ne plimbăm, pentru că am avut 3 zile în care am stat și am dormit, dar am dormit tare dubios pentru că dormeam ziua și noaptea ne uitam pe pereți, și asta pentru că suntem în continuare pe program de România. Încă nu ne-am obișnuit cu fusul orar de aici, dar ușor, ușor ajungem noi și acolo. Sperăm ca plimbarea de astăzi să ne ajute să dormim bine la noapte. Noi am venit acum în Omotesando. V-am mai povestit de Omotesando. Avem Harajuku, Urahara și Omotesando. Harajuku, toată lumea a auzit de Harajuku. Dacă zici Harajuku Fashion, Lolita Style și așa mai departe, atunci clar Harajuku îți trece prin minte. Apoi Urahara este un cartier din spatele Harajukului și este zona cool, zona de street style. Acolo ai foarte multe magazine vintage, second hand, ai și foarte multe magazine cu sneakers. Și Omotesando este zona de lux, ai foarte multe magazine scumpe, avem Louis Vuitton, Gucci, Cartier și așa mai departe. Uitați, aici ne-a lăsat metroul. Am ieșit fix în fața magazinului Apple și acum poți să intri direct, pentru că în anii anteriori, din cauza pandemiei, trebuia să-ți iei un bilet și trebuia să aștepți sau trebuia să vii când ai programare. Hai să mergem! Taiga întreabă, vrei să o luăm prin spate să evităm oamenii? Zic, nu, mie îmi place așa cu mulți oameni, mi-a fost dor de agitația asta. Și intrăm în Urahara și aici avem un magazin StockX cu sneakers și undeva aici pe dreapta era un second hand foarte, foarte mare. Hai să vedem ce s-a mai schimbat de când am fost ultima dată aici. Mira se uită după avioane. Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor. Așa cântam eu când eram mică. Uite, de exemplu, magazinul ăsta nu era aici, dar nu mai știu ce era înainte aici. Și am dat și peste primul magazin second hand. Taiga e în căutare de cămăși hawaiene, dar vrea cămăși hawaiene fabricate în Hawaii, preferabil din mătase. Da. Mătase sau rayon, I don't know. Rayon. Uai, cât de drăguț e și magazinul de aici. Ăsta era aici anul trecut. Îmi plac pantalonii ăștia. Dar nu cred că pe mine mă avantajează, dar sunt cute rău. Asta e o ținută pe care eu aș purta-o, sincer. Vrei să intrăm puțin în second hand? Hai să intrăm. Second Street. Hai să punem masca. Este că balerinii de aici par foarte drăguți. Și au foarte mulți. Și sunt și foarte reduși. Oh, chiar îmi plac. Îmi place și culoarea. Are o mărimea mea. Ia să vedem. Și sunt din piele. Ok, da. Pe ăștia îi vreau. Nici n-am intrat bine și deja am găsit ceva pe placul meu. Dar înainte de toate, hai să ne mai uităm puțin. Avem această bluză de la Comme des Garçons. Și tricoul ăsta de la Dior e fain. Și în spate avem un tricou de la Fendi. Foarte basic, așa. Și pălăria asta îmi place și e nouă. Și din nou e foarte redusă. 3300 de yen și avem 70% discount. Pălării nu i-am adus din România, de aceea trag în continuare la pălării.
și mi-am schimbat geanta. Am găsit geanta asta la un preț foarte bun, e de la Balenciaga și am zis ok, o iau, parcă se potrivește mai bine cu ținuta mea de astăzi, nu? Și deja a început să se întunece. Hai să ne mai plimbăm puțin. Ți-e foame? Vrei să mergem să mâncăm? Mire, e foame. Eu aș vrea o gustare, dar toate gustările drăguțe sunt în Harajuku. Pe aici, cred că avem partea cealaltă, o patiserie. Am putea să luăm ceva de la patiserie. Hai! Încă un magazin second hand. Dar nu ne mai oprim. Mergem, că deja am comis-o. Dar aici au Jordan. Au Jordan 1. Taiga a vrut urahara special pentru magazinul ăsta. Este un magazin second hand. Aici au sucajan și el speră să găsească și cămăși hawaiene. Și în acest magazin a intrat Justin Bieber, a intrat Chiara Ferragni, au intrat foarte multe vedete, chiar și Kanye West. Este un magazin mega popular. Hai să vedem. Găsim sau nu găsim? Justin Bieber? Da, Justin Bieber a fost aici, Mirai, fericită! Justin Bieber a fost aici! Da! Și Steve Aoki a fost aici și cei de la Korn și Alice Cooper, foarte, foarte mulți! Avem deja un fel de muzeu, nu mai e doar magazin. Hai! Atenție la picioare! Și uitați, asta este o jachetă sucajan. Avem o jachetă bomber cu un model brodat și în principiu cele care sunt originale sunt foarte scumpe. Uitați, de exemplu, asta e 600 de euro. Uite, aici îl avem pe Fuji. Asta e un suvenir fain din Japonia. De aceea toată lumea vine în magazinul ăsta, pentru aceste jachete. Stai că aici avem și mai multe. Avem motive japoneze, peisaje, tot așa din Japonia. Fie avem ceva mare doar pe spate, fie avem și pe față și pe spate. De multe ori jachetele sucajan au față dublă, adică le poți purta atât pe o parte cât și pe cealaltă. Mira a zis să dăm o tură, papi vorbește cu domnul de aici, îi arată câteva cămăși, a găsit cămăși hawaiene, dar produse în Japonia și făcute din mătase și cu motive japoneze. Deci e o cămașă cumva cu un twist. Da, uite. Ce cred eu că a cumpărat Justin Bieber? Oare ce a cumpărat el? Și-a luat o jachetă sucajan. Bon Jovi n-a fost aici. Oare cât de frumoasă e și jacheta asta. Dar sunt foarte grele sucajanurile. Și uitați că avem și pe partea asta o cămașă hawaiană cu motiv japonez și făcută în Japonia. Taiga a avut o conversație foarte interesantă cu domnul de la magazinul respectiv. Au vorbit despre cămășile hawaiene și istoria lor. Și ne spunea că în anii 30-40 cămășile hawaiene erau produse în Hawaii, dar foloseau material din Japonia. Apoi, în anii 50, cămășile hawaiene au început să fie produse masă și erau produse în Japonia cu material din Japonia. Și apoi, nu mai știu exact, în 60 sau 70 au început să fie produse în Coreea și prețul a scăzut și calitatea lor la fel. Și despre sucajan, hai să vă spun și despre sucajan câteva lucruri. Sucajan se mai numește și jacheta souvenir și a apărut după cel de-al doilea război mondial. Faza e că americanii își făceau niște jachete foarte subțiri din materialul parașutelor. Și apoi când se întorceau acasă, ornau acele jachete cu tot felul de broderii militare, dar și cu broderii cu motive japoneze. Și era așa o îmbinare a culturii japoneze cu cea americană. Și așa a luat naștere sucajan. Cum de a rămas în Japonia și cum de este un simbol acum aici? Ei bine, undeva prin anii 60, sucajanul a început să fie foarte popular și toți băieții răi purtau această jachetă. A fost și un film, era un trend să-ți faci părul în stil american și să porți sucajan. Că se întunecă și nu ne mai vedem. Și după acea fază, sucajanul a rămas un simbol în istoria japoneză și în anii 2000
Această jachetă a fost reinterpretată de către mari designeri de fashion. Și cam asta ar fi pe scurt despre Sukajan. Și vă mai zic un lucru despre cămășile hawaiene, pentru că acum vorbeam cu Taiga tot despre asta și am zis că ar trebui să menționez și acest aspect, și anume că aceste cămăși sunt inspirate din portul tradițional japonez, și anume din kimonouri, pentru că japonezii care s-au mutat în Hawaii au reinterpretat kimonoul și așa au făcut aceste cămăși hawaiene. Cam asta ar fi legătura. Ce vrei să-mi arăți? Mi-arată aici pe etichetă. Japanese. A, da, scrie Musashiya, Honolulu. Da, e un nume japonez. Japonez, e un japonez american, probabil, cel care deține această companie. Foarte interesant, au o strânsă legătură. Dar și Ifi mi-a spus când a fost în Hawaii că acolo peste tot scrie și în japoneză. Deci nu există direcție care să nu fie scrisă și în japoneză. Eu n-am fost, nu știu, vă povestesc doar ce am auzit. Și am intrat puțin și în paradis. Taiga probează o pereche de sneakers și eu mă uit aici la Jordan 1. Asta e perechea pe care eu o am. Și îmi plac și ăștia negri cu roșu, sau așa mai avem varianta de alb cu roșu. Îi vreau pe toți. A, și ăștia îmi plac mult. Negru cu argintiu. A, sau argintiu cu alb. Taiga probează Air Trainers de la Nike. Sunt cool. Da, sunt chiar cool. Așa? Da. Travis Scott collab. This is what I want. Gata, am dat o tură de Urahara, am intrat foarte rapid în cât mai multe magazine de sneakers și ne-am grăbit pentru că aici toate magazinele închid la ora 8, adică în 10 minute, și acum mergem să mâncăm ceva, o să traversăm și o să intrăm pe strada Takeshita și vedem ce găsim. No. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own. But baby, it's another life. E doar 8 seara, dar zici că e târziu noapte, zici că e miezul nopții, deja au închis toate magazinele și e destul de întuneric. Magazinul ăsta nu era aici, e un magazin cu cosmetice coreene. Și aici avem un magazin doar cu banane. E zeul banană. Dar uitați, nici ăsta nu era aici. This banana is not banana. Dar atunci ce e dacă is not banana? Și au shake-uri cu banana care is not banana. But it doesn't work. I try to say something, but there's a word. I try to justify my actions. Less reactions. O opțiune ar fi tomato ramen. Am mai mâncat aici și știm că e foarte, foarte bun. Dar nu știu dacă am chef de tomato ramen. E o opțiune mai light de ramen. Uai, fusta de aici îmi place maxim, e așa anii 2000. Și aici au și șosete drăguțe. Uite, avem o pereche la 390 de ieni sau 3 perechi la 908 ieni. Și îmi plac astea transparente. Le poți purta și cu sandale și cu pantofi. Te poți juca cu ele destul de mult. Dau bine și cu sneakers. Ideea e că trebuie să ne grăbim și să găsim un restaurant la care să ne oprim, pentru că la 8 și jumătate e ultima comandă și la 9 închid și restaurantele și o să rămânem nemâncați. Hai să ne uităm puțin pe harta asta, poate ne ușurează puțin munca să mergem la sigur. Vezi ceva? Restaurant? McDonald's, nu? Mâncă McDonald's. Vrei să mergem la tomato ramen? O, Yoshinoya. Nu Yoshinoya. Ten tomato ramen. Hai la tomato ramen. Bine, hai. E mai light, e bun așa de seară. Uh-huh. Ții minte că mi-a plăcut. Ne-am întors aici. They're working, mommy. Și din nou avem acest aparat la intrare. Și de aici comandăm și apoi comanda o să ne fie adusă la masă. Sunt multe sold out, vezi? Eggplant curry ramen, sună bun. Da, tomato eggplant, tomato egg ramen, tomato...
cheese ramen with gorgonzola fondue. A, și tot aici și plătim. Am uitat să vă spun asta. Da, eu sunt gata. Și am primit o shibori fiind acest prosop wood cu care te ștergi pe mâini înainte de masă. În principiu, la toate restaurantele primești o shibori. Așa, și acum ne punem ceai, ne servim noi de aici, avem acest ceai în partea casei, putem să ne punem de câte ori vrem. Îi pun și Mirei un pic să încerce, a zis că nu vrea prea mult. Ia, dăm și paharul tău, te rog, să spun și ție. Miroase bine. Cred că am dat peste tot, dar e ok. Și așa arată ramenul meu cu brânză și roșii. E un ramen foarte, foarte ușor, light. Și mi-am luat meniu, ceea ce înseamnă că am și orez și dumplings. Imediat vine și porția ta, mami, nu mai e răbdare. Gata, ia uite. Mira are risotto. Risotto este un orez. Și poți să amesteci cu brânză și cu carne și iam, iam. Poftă bună! Itadakimasu! Foarte bun a fost ramenul de roșii și e un ramen care are gust de bulion proaspăt stors, de un suc de roșii proaspăt stors, nu știu să vă explic, are un gust healthy. Și acum am venit în centrul ăsta comercial, că aici magazinele încă par deschise și e un centru comercial în care avem și un magazin Ikea destul de mic, avem și Starbucks, avem Uniqlo și vrem să ne uităm la noua colecție de la Dr. Martens. Și da, aici în continuare porți mască. E mare magazinul ăsta Dr. Martens, dar e închis. Uniqlo era încă deschis. Astăzi a fost așa o zi chill, o zi de plimbare, o zi în care am intrat să vedem ce mai găsim prin magazine și mă uit după Mira că s-a dus deja pe scări. Da, trebuie să intrăm pe aici, nu știu unde s-a dus. Mami, come back! Pe aici intrăm! Ah, s-a dus repede, a zis, ai, eu-s prima, sunt fată independentă, dar acolo e o altă intrare și noi vrem să ne uităm la tricourile astea limitate. Uite, o colaborare cu Eggs and Things, e restaurantul ăla hawaian. Aici au ceva colaborare cu Disney, uitați, Disney Memories. A, uite, mami, tricoul ăsta cu Mickey, cum ți se pare? Și pe spate scrie Mickey. Și papi a găsit o jucărie, Doraemon. Cute! M-a chemat Taiga să-mi arate că au un colț Hawaii, Uniqlo Hawaii și bineînțeles că au și cămăși hawaiene pentru bărbați, cred că o să intre să probeze vreo două, au și pentru copii. Mie asta îmi place mult, deși asta e faină. Asta îți place ție? Cel mai mult? Da, e o colaborare cu un brand hawaian. Îl avem și pe Snoopy în Hawaii. Asta e o colaborare Peanuts cu Ryan Spooner, care ar trebui să fie un brand hawaian. Ne cheamă papi. Ce e papi? Ce ai mai găsit papi? Ia să vedem. Da, asta îmi place. Am văzut-o și eu în partea cealaltă. Da. Eu le-am spus lor că tu o să încerci ceva. Ia-le pe amândouă și hai să mergem să încercăm. Taiga vrea ismene hawaiene.
Am ghicit bine, rain spooner, Hawaiian traditionals. Dar ce avem noi aici? Ne-au dat afară. De fapt și de drept magazinul era închis, dar ne-au lăsat să intrăm și ne-au lăsat și să plătim. Taiga până la urmă nu și-a mai luat cămășile, dar eu mi-am găsit două rochițe foarte drăguțe. Asta e o rochiță în colaborare cu Paul & Joe și a fost cam 30 de lei. Și aici mai am încă o rochiță super faină în colaborare cu Marni. A fost ceva mai scumpă, 3000 de yen, ceea ce înseamnă 120 de lei, cam așa, aproximativ, și copiii mei l-au luat pe Doraemon, Doraemon cel verde, Recycle Doraemon. Și gata, cam asta a fost pe ziua de astăzi. A, da, și o pungă eco pentru cumpărături, tot cu Doraemon și Uniqlo. Hai, ne mai plimbăm puțin să facem și noi 10.000 de pași și apoi mergem acasă și încercăm să dormim, vedem dacă ne iese. Bună, bună din Shinjuku, gata, am parcat mașina, ați văzut că am luat un lift foarte ciudat pentru mașină și acum o să mergem la un magazin de electronice, astăzi suntem pe chill, e foarte cald afară, sunt 40 de grade, așa că o să încercăm să stăm cât mai puțin pe afară. Asta mică se hidratează și eu vreau să-mi iau ceva de la vendomat și în spate avem un background cu Pokémon și băncile sunt tot cu Pokémon. Uitați cât de drăguț și cât de instagramabil este spațiul ăsta. Dar e aici din totdeauna. Da. Și vendomatele sunt cu Pikachu, bineînțeles. E un spațiu Pokémon. Ce vreau să beau? Avem până și ceai cu Pikachu, mi-arată Mira. Vreau o apă, o apă plată. Da. Arigato. Shinjuku e o stație pe care ați tot văzut-o în vlogurile noastre, pentru că venim foarte des aici. Cred că Shinjuku, Harajuku, Shibuya și Ikebukuro sunt stațiile pe care le-ați văzut cel mai des. Starbucks, să bem un ice latte și eu vreau să văd ce căni limitate mai au. Dacă am ratat cănile cu Sakura, măcar ceva de vară să prind și eu. Cana asta mermaid e cea mai drăguță. Și aia e tot cu mermaid. Și o cană nouă cu Tokyo. Au schimbat modelul. Am intrat să ne uităm la jucării, e o clădire doar cu jucării, avem 5 etaje pentru noi și acum suntem la etajul cu păpuși,
etajul 2. Tare drăguț e Nifi și Mira a zis că a auzit Tamagotchi. Hai să-l căutăm pe Tamagotchi. Hai să vedem unde e Tamagotchi. Eu am văzut un colț Baby LOL. Au început să aibă Baby LOL și aici, în Japonia. Mira își face lista pentru ziua ei. Și Puppet avem peste tot. Totul e roz și kawaii. Faceți cunoștință cu Lika-chan. E un fel de Barbie de Japonia. Au varianta super fashion Lika-chan. E super cute. Ne uităm la Tamagotchi, la accesorii pentru Tamagotchi și tot felul de nebunii și au un Tamagotchi în colaborare cu Hello Kitty. Gata, mergem să mâncăm. Am și scos mașina din parcare pentru că e destul de departe și parcarea aia nu are o limită și costă 100 de ieni pe 10 minute, adică 3,50 lei pe 10 minute și noi nu știu exact cât am stat, dar am dat 1500 de ieni, ceea ce înseamnă aproximativ 40 de lei. O să vă pun aici exact pe ecran ca să nu vorbesc prostii și da. Parcările în Tokyo sunt destul de scumpe și n-ați văzut nimic. Stați să mergem în Ginza, să vedeți acolo prețuri la parcări. Vedeți clădirea asta mare în față? Bine, partea de sus e un hotel, dar partea de jos e un cinema și îl avem pe Godzilla acolo, pentru că cinemaul aparține de Toho și Godzilla este caracterul lor principal. N-am fost niciodată acolo sus, ci că e o terasă. Ar trebui să mergem odată. Sebastian zicea că e terasă. Clădirea asta e foarte populară, foarte mulți turiști vin să-și facă poze aici cu domnul Godzilla. Și aici o să mâncăm în această seară. Au cel mai bun naan pe care l-am mâncat vreodată. Uitați-vă la cisnanul ăsta cum e. Hai, opa, stați că la voi nu se vede. Așa, am rezolvat. În cisnan avem foarte multă brânză. Uitați cum arată și nu vă puteți închipui cum miroase. Și ăsta este setul Mirei. Este un set mic, așa, pe mărimea ei. Poftă bună, mami! Și acolo are honey butter chicken. Cineva e fericită! Și asta este porția mea. Am curry, specialitatea șefului. Nu știu exact cum e, cu ce e. Știu doar că e un curry foarte, foarte picant. Și, bineînțeles, mi-am luat și butter chicken, ce mi-au de obicei. Și poftă bună! E mare nanul, nu? Arată bine! Z
zona asta din Shinjuku nu e pentru copii, așa că plecăm. Se numește Kabukicho, dar promitem să ne întoarcem și să vă arătăm mai multe.